Bună seara, dragii mei! Sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișoare. Etalare pentru iulie, august, dacă vreți să o luați de pe 8-9 iulie până pe 8-9 august, este alegerea voastră, dar v-am mai spus că etalările funcționează pe termen mult mai lung, măcar de câteva luni. În timp ce am amestecat aceste se de cărți, a apărut 3 de monede. Cineva dorește să colaboreze cu voi, dar am impresia că mai este o problemă de rezolvat. Spun asta pentru că la clarificări a apărut 9 de spade, asul de monede invers și regele de spade. Cu alte cuvinte, cineva își dorește din viața voastră sau poate voi. Dar, posibil, pentru că avem marcaj de pământ și de aer. Să fie alt personaj cu marcaj pe alte semne. De aer, de pământ, poate mai mult decât pe apă. Am senzația că este un personaj care și-ar dori să manifeste o nouă relație cu voi, dar își face foarte multe griji pentru că încă nu este în acea postură, mai are pe altcineva. Ori este un personaj căsătorit sau cu un anumit tip de angajament care nu se poate implica total cu voi. Da? Și asta le dă dureri de cap, nopți pierdute, da? Pentru că nu pot să fie corecți. Dacă nu e vorba de triunghiuri amoroase, această colaborare se dorește manifestată pentru că există o romanță și o atracție între voi și cineva specială. Și ca atare se dorește materializarea acestei legături dintre voi, emoțională, fizică, energetică. Se dorește materializarea, se dorește lucrarea împreună. Dar probabil că încă sunt niște lucruri de rezolvat. Ori voi, ori ei, trebuie să ajungeți la o claritate mentală. Și cu 9 de exact opusul, regele de spade este clar, știe ce are de făcut, 9 de spade intră în prea multe griji și se complică cu prea multe gânduri. Și în acest motiv, ori se întârzie relația, colaborarea, manifestarea, da, cred că asta este, se întârzie, se întârzie. Da, pentru că cineva încă visează, poate că are opțiuni și nu știe să aleagă sau nu are încă acea, știu, minte lucidă. Din niște motive. Se întâmplă. Ia uite, 9 de cupe. Trebuie să învețe să se iubească. Să zicem. Hai să vedem situația, o situație în această perioadă. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor. Iulie, un pic de august. Iulie, august. Peștișor. 34 bani. Faceți bani apropo de 3 de monede. Ar fi frumos. Sau cineva care are bani. În viața voastră poate cineva care are bani. Sau se pune problema banilor într-o anumită privință. Dar e și un noroc care stă, uite, nu florile, buchetul de fapt. Cu alte cuvinte, o reușită. Mi-aduce aminte de 9 de monede care cunoaște, culege roadele muncii sale. Dar în ce context? E o muncă într-o relație, pentru că e doi. Voi și munca voastră, sau jobul, proiectul, sau voi și altă persoană. Dar e o chestiune, se pregătește un noroc. 3 și cu 4 este 7. Probabil cineva vrea să vină spre voi. E o chestiune de călătorie. Personaj care are bani, vrea să. Poate cineva vrea să vă ofere flori. Pentru că, da, și trebuie să lăsați în urmă sau să lase ei, unul dintre voi trebuie să lase în urmă. Da. Un ciclu, aș spune, e renașterea 20. Coșciug 8, toate cele ambele vorbesc despre transformare intensă, transformare intensă în viața cuiva. Dar care transformare va aduce? Noroc, va aduce bucurii, va aduce. Când primești flori, când câștigi ceva, când închei un ciclu, apropo de nouă, ai încheiat o facultate, eu știu, o școală, un curs, ceva, e ziua, bine, nu e cazul, că să vorbim de pești, sau ești apreciat.
Da? Sau ești foarte apreciat pentru ce ai făcut. Și oamenii simt nevoia să-și arate aprecierea prin flori. Pentru că ați sădit ceva în grădina cuiva și ați ajutat sau ajutați în continuare la transformarea unei grădini. Grădina voastră, asta e clar că unii dintre voi lucrați, dar nu e doar atât, este și grădina interioară a cuiva. Va fi bine, să zicem. Hai să vedem cum le mai legăm. Spiritul vostru în această perioadă, peștișor, soare, lună, venus, ascendent, ce... Ah, ce frumos! Nodul nord, pești. 2 și cu 4, 24, 6. Îndrăgostiți, trebuie să alegeți. Rămâneți în trecut, apropo de... cele două cărți care vorbesc despre transformare și renaștere, moarte și renaștere. Încheierea unui ciclu, cum a zis. Nu? După care vine norocul. Trebuie să alegeți trecutul sau viitorul. În prezent sunteți în această situație. Treceți prin portal, că tot am citit despre portalul 7-a, ceva se întâmplă și vă direcționează înspre noroc, înspre bani, înspre lumină, înspre, uite, bucurii, buchet, flori, apreciere, reușite. La capătul setului de cărți, iar numărul 7. A, e iulie până la urmă, dar iar faetonul, călătorie, mișcare. Cineva visează să vină la voi. Dar e un personaj, cineva traumatizat. E această carte foarte, foarte profundă, cu traume din copilărie. E un personaj traumatizat din copilărie, care 30. Hai, vrea să vină, eventual, să se elibereze în călătoria pe care o face înspre voi, se eliberează de traume sau poate sunt traumele voastre și voi trebuie să lăsați în urmă trecutul și să mergeți cu încredere către viitor, pentru că acolo trei înseamnă părăteasa, nu? Și am văzut și trei de monede. Puteți să vă reconstruiți viața. Soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în peștișor, iulie și august, dacă vreți, și cât mai vreți voi să fie, mai ales dacă e frumos, să fie cât mai mult. Hai să mai amestecăm de trei ori și tăiem o dată, de două ori, de trei ori. Cum tăiem? Ia uite, nouă de cupe, trebuie să vă iubiți, să aveți încredere. Trecut. Wow, moartea, tot am văzut-o, moartea. Sunteți în transformare de mult timp, trei de monede și ați început deja reconstrucția. Vai și marea preoteasă. Peștrac, scorpion, central, taur, fecioară, capricorn. Trecând peste aceste semne, da? Posibil. Persoanele dintre voi care lucrați spre creșterea voastră spirituală și știu mulți tarologi, astrologi care sunt în semnul peștilor și nu doar oameni care sunt atrași de înspre a deveni varianta lor cea mai bună. Probabil ați avut o colaborare, o comunicare cu cineva și i-a ajutat să se transforme. Le-a arătat niște tehnici. Niște stiluri, variante, eu știu. Dacă a fost un trio în viața voastră în trecut, a spus capăt acelui trio. Pentru că intuiția voastră v-a spus să puneți capăt. Că nu-i cazul să vă implicați în lucrături care nu vă onorează. Vorbim de pești. Nu știu cât or fi toți de dezvoltat spiritual, dar sunt unii care își ascultă intuiția și au simțit că e ceva neregulă și au părăsit
povestea. Dacă a fost triunghi, amoros. În fine, trecut. Am zis și varianta asta în prezent. Oh, ce frumos, roata norocului, se schimbe energia. Vai, ce frumos, sper că și la clarificare să rămână la fel. Și patru de cupe. În trecut, în prezent. Se întâmplă o schimbare de energie. După acea perioadă de probleme, de greutăți, se schimbă energia, apare o pasiune eventuală în legătură cu sau față de un semn, cineva cu marcaj puternic în foc și în pământ. Marcaj. Poate să fie ascendent sau planete. Eventual Jupiter. Jupiter în semn de foc sau în scorpion. Ori voi, ori cealaltă persoană. Jupiter în scorpion în semn de foc. Poate și în capricorn. În fine. Pentru că ați lucrat la creșterea voastră spirituală și ați îndrăznit să puneți capăt problemelor și să vă transformați și să sperați și să vă vindecați, să vă vindecați, în prezent veți avea parte de o schimbare de energie, de o reenergizare, pentru că nu e ușor să pui capăt unor probleme. Da? Aș spune că e mai degrabă, așa aș vedea cărțile mai degrabă, patru de cupe, poate încă sunteți obosiți, încă sunteți decepționați de trecut. Și apare asul de bâte, o idee, un proiect, un personaj și se schimbă energia. Se schimbă energia. Dacă totuși, vom vedea și la clarificări, las totuși în aceeași poziție. Ce se întâmplă cu această flacără care se simte în această perioadă? E o întâlnire de destin. Poate faceți o etalare cuiva și le schimbați destinul, poate ascultați o etalare și vi se schimbă destinul. Aici vă tarot, astrologie, Marea Preoteasă, Roata Norocului, cineva care schimbă destine. Dar nu doar atât. Ar putea să fie și o pasiune. Însă, stați și vă gândiți, o fi pentru mine? Interesant că e sub Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care a trecut prin multe pentru care înțelepciune s-a transformat, a crescut, iar s-a transformat, iar a crescut, da? Probabil că vă gândiți. Da, înțeleg că e o întâlnire predestinată. Înțeleg că ceva se poate genera, dar patru de cupe. Nu știu, sunteți voi sau e cealaltă persoană, o să vedem. Dar se întâmplă ceva. Unul în această poveste e o leacă mai gânditor. Poate că e obosit după, eu știu, decepțiile, triunghiurile amoroase, e teamă să nu fie trădat. În fine, vedem și la clarificări. În viitor, valetul de monede, frumos. Spânzuratul. Aici nu știți dacă această flacără va dura sau e trecătoare. Și patru de bâte. Ce frumos! În viitor, veți primi, ori veți comunica cu cineva, ori veți primi un dar. Că tot am văzut florile. Probabil veți primi un dar de la cineva care se simte norocos, apropo de noroc, că v-a cunoscut, că s-a întâmplat ceva între voi. Și repede, scânteia asta nu trebuie musai să ține de sexualitate, magnetism, poate să fie de trezire spirituală, pentru că această întâlnire face o anumită persoană să vadă lucrurile altfel, cu al treilea ochi, să vadă lucrurile altfel. Și interesant, zic asta să vadă că e al treilea ochi, dar îmi susține acest mesaj și spânzuratul, care schimb perspectiva. Soarele se poate vedea și stâncul capul în jos, da? Și poate mai fi și alte idei. Cineva vrea să vă facă un cadou. Și simt în acest moment că spânzuratul poate să fie o întârziere undeva. Își dorește cineva să vă
Să vă scoată la un suc, la o înghețată, la o întâlnire, la un eveniment. Probabil face propunerea să face primul pas și pe urmă mai stă un pic. E un soi de amânare, de stagnare, dar necesară pentru că mai primește informații. Mai primește informații. Poate că totuși aici este o colaborare, nu e neapărat triunghi amoros. Sper să nu mai fie triunghiuri amoroase, că eu m-am săturat de așa ceva. Dar dacă e colaborare, dacă e comunicare constructivă, o comunicare că e trei, constructivă, în secret, care transformă, începe să vedeți primele efecte ale acestei transformări. Vedeți și voi, văd și ei, cei implicați în această comunicare. Și pentru că aici este masculin și feminin, copilul ar fi rezultatul, relația în sine. Ca așa se întâmplă în compozit, în astrologie, da? Harta compozită, de fapt, este rezultatul între cele două hărți. Și nu doar, da? Două persoane intră într-o relație, copilul este deja relația. Nu mai vorbim de copii reali, ci de energie. Ce se creează dintre cei doi? Și atunci, vedeți, am zis, efectele. Poate că sunteți un pic și voi și cealaltă persoană, nu știu cine, vom vedea la clarificări. Vă gândiți, o să fie de durată, o să fie, dar se pare că totuși în viitor acest foc se va stabiliza. Pentru că se vor face primii pași. Cineva vrea să studieze, poate interesant. Pe această diagonală e o mare preoteasă și este un vale de monede. Ar fi un student profesor, pentru că Marea Preoteasă este profesor, un profesor în secret, un profesor poate mai puțin popular, mai puțin tradițional, dar e un profesor, e un personaj care știe, are cunoaștere. Și ar putea să fie o trezire, o inițiere, repet, și o pasiune în paralel, why not? Apropo de paralele la patru de bâte. Dar va fi o ofertă dacă schimbați perspectiva și acceptați oferta, puteți crea un anume soi de stabilitate. Puteți crea un anume soi de stabilitate. Vă puteți bucura măcar de primele rezultate. Ia uite și cavalerul de bâte, poate chiar și de pasiune, dacă vreți. Ia uite, cineva vrea să vă... Băi, deci toată ziua. Romanță toată ziua, mai încolo, spre sfârșitul lunii, poate chiar înspre august, cavalerul de bâte și cavalerul de cupe și patru de bâte și valută de monede, la, la, la. Își dorește... La, probabil se vor face declarații de dragoste, cântecele, chestii, scrisorele, flori, nu știu, ieșiri în aer liber. Și interesant că și aici tot patru. Dar se pune bazele. Se pun bazele, scuzați-mă, unei relații. Aici e bărbat, aici e femeie, întâmplător sau neîntâmplător. Da, va fi frumos și faetonul. Probabil veți face o călătorie cu cineva. Sub, sub, se iau regina de monede. Nu, patru de monede și regele de bâte. Am uitat așa, am tras și eu cu cadou ochiului. Țineți un pic la valoarea voastră și lăsați pe cine trebuie să vă cucerească. Acușica. Hai să punem acestea la loc. Lăsăm. La capătul setului de cărți, dezamăgire. Asta e transformare. A cui? Nu știu, poate a voastră, diavolul. O persoană toxică suferă, dar am senzația că suferă pentru că conștientizează cum a fost manipulat. Turn, ia uitați, sunt două. Am zis, s-a comunicat într-un anume fel cu cineva, ați comunicat, ori ei, ori voi, cineva a comunicat. Într-un mod încât 8 de bâte comunicare, valetul de spade comunicare, a dărâmat un întreg concept de viață și a provocat la schimbare. În continuare se manifestă turnul, în continuare se manifestă schimbarea, transformarea. Pentru că nu sunt lucruri care se întâmplă peste noapte. Cuiva i s-au aprins luminițele. Trăsnetul a adus lumină. Și iar fluturi care înseamnă transformare. Uitați aici e lumină.
Da, a venit așa cu viteză, bombardament, să zic, de lumină, de informații. Da? Cineva a prins lumina și a zis, ia uite ce ți s-a întâmplat. Tu zici că ești așa, uite ce ți s-a întâmplat. De fapt, ai fost manipulat, de fapt, acesta nu ești tu. În fine. Și cineva se trezește și suferă. Trezirea e dureroasă. Cine știe ce înseamnă trezire spirituală, da? E dureroasă. Temperanța, justiția. Probabil cineva a încercat să, din dorința de a menține echilibru, a încercat să fie tot timpul un bun mediator, să accepte propunerile și ce au spus alții, dar, de fapt, s-a lăsat într-un fel sau altul manipulat. Dar trebuie să vindece. Cu temperanța și cu justiția are multe de vindecat și de echilibrat. Hai să clarificăm. Ce avem? Semne de foc, berbec, leu, săgetător, pești, drac, scorpion și deocamdată semne de pământ. Taur, Jupiter, în Jupiter e și pești și foc. Și săgetător. Deci, pământ, taur, fecioară, capricorn. Hai să vedem să clarificăm moartea. Clarificăm moartea. La capătul setului de cărți am văzut aer. Probabil acel semn de aer care l-am văzut mai devreme, nouă de spade, își face probleme. Că nu a fost corect, cum să fie corect ca să vină cu acel as de monede. Iar, poate e o altă poveste care rămâne în trecut, pentru că a spus capăt unei situații. Și vă reconstruiți, eventual prin altfel de relații. Relații care au spor, relații care produc efecte benefice, frumoase, eu știu. Asul de bâte în timp ce vorbesc. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva în această perioadă. Moartea, clarifică moartea pentru peștișor în trecut. De 7 de cupe. A spus capăt unor iluzii, unor confuzii. Eventual, la un moment dat ați renunțat la orice opțiune, pentru că toți avem mai multe opțiuni în general, da? Și a spus gata. Și asta ține de un proces de liberare, da? Al vostru, al altora. Dacă voi v-ați eliberat, învățați și pe alții să se elibereze. Să nu uităm cartea asta. 7 de cupe. Iar Venus în Scorpion. Cineva cu planete în Scorpion v-a creat iluzii și a spus capăt. Și oricine poate să fie cu planete în Scorpion, dar mai ales cu Venus sau Jupiter. Da. Și atunci, când a spus capăt confuziilor, urma să se manifeste independența voastră, urma să întâlniți. Da, să vă bucurați această transformare. Și cei care v-au creat confuzii să regrete. Mai dăm totuși o carte pe 7 de cupe în trecut. Sau poate, deși eu zic că sunt ambele variante pentru anumite cazuri dintre voi, depinde în ce postură sunteți, dacă treziți și pe alții. Dacă sunteți tarologi, astrologi, psihologi, da? Lucrători de lumină. Sau poate cealaltă persoană a zis gata, după această discuție foarte interesantă, constructivă, în secret, care a schimbat destinul cuiva, a zis gata, nu mai vreau nicio opțiune de acum încolo, aceasta e direcția. Hai să vedem, mai dăm o carte pe 7 de cupe. Posibil să schimbați doi oameni în această perioadă. Pe ambele diagonale, moarte, asul de băte și 4 de băte, văd transformare cu efecte pozitive. Marea preoteasă, asul de băte și valetul de monede. Asta e, ați ales zero. Ați riscat, ați spus gata. Sunt nebun, nebună dacă mai stau în asemenea confuzii. Și a zis gata.
plec. Ia uite, 6 de spade, ați plecat, ați lăsat apele tulburi în urmă. Și ați mers către ce? Regina de monede, către valoarea voastră, fiind conștienți că veți atrage la un moment dat un personaj stabil, care să vă recunoască stabilitatea. Să vă recunoască, nu stabilitatea, valoarea, vreau să zic, creativitatea, talentele, în fine, ce meritați? 3 de monede. Clarificăm 3 de monede. Pentru peștișori. Marea preoteasă. E o discuție în secret. Sau reconstrucția voastră în secret. Ați început să căutați, să comunicați, să căutați oameni care să crește spiritual. Poate să fie o consiliere astrologică, tarologică, apropo de ce am zis, da? Doi oameni se duc la un astrolog, tarolog, ce mai fi? Da. Neapărat doi. Puteți să fiți o singură persoană care ați vrut să aflați despre cealaltă persoană. Vă înșală, nu vă înșală. Chestii de astea. Dar trecând peste această posibilitate, Marea Preoteasă, în secret, cineva se reconstruiește, că 3 de monede înseamnă reconstrucție. Și după regrete, după lacrimi, apare și Cavalerul de Cupe. Romanticul sau romanța sau vindecarea. Marea Preoteasă, te rog frumos. Marea Preoteasă pentru peștișori. Șase de cupe. Ia uite, și am oprit și la împărăteasă. E o întâlnire cu un suflet pereche în secret. O întâlnire cu un suflet pereche în secret. Care își dorește foarte mult și a dorit de atunci. Ia uite, mai extraordinar. Împărăteasa, regina de monede și împăratul. Și a dorit foarte, foarte mult să se căsătorească cu voi. Poate că nu s-a întâmplat încă. Urmează să se întâmple, nu știm când, și e valabil pentru unii dintre voi. Dar 6 de cupe, iar e o întâlnire. Între doi oameni care se simt, se înțeleg, dincolo de cuvinte, prin emoții. Dar și aceasta este o întâlnire în secret. În ce sens în secret? Nu o luați ca pe o chestie ocultă. Iau de 3 de cupe, iar întâlnire cu un suflet pereche, bucurie. Ați învățat să nu mai afișați toți pașii pe care îi faceți, tot ce construiți, tot ce reușiți. Să nu mai afișați toți pașii pentru că sunt oameni invidioși. Mai ales cei din trecut. Da. Mai vedem cum se așează aceste informații și cum să zic, în relație cu prezentul și viitorul. Da. Hai să vedem roata norocului în prezent. Ce mă bucur. Ceva legat de zaruri. Ce legat de așa, de zaruri. Mai, ia că nu-mi dau seama cât este ea. Cât e aici, vreau să măresc un pic. 6, 4 sau 6? Poate aveți zaruri în acelea la mașină. Drăguți. Am zis că îmi caut și niște cerceluși în formă de zaruri, mi-ar plăcea. Zaruri, noroc. Poate să fie și jocuri de noroc. Nu știu. Hai să vedem. Roata norocului. Roata norocului. Dar știți ce mai simt pentru cei care într-adevăr ați investit la creșterea voastră spirituală? Nu, pentru că probabil sunteți câțiva. Simt că v-ați depășit harta natală. Și când zic asta, știu ce zic. V-ați depășit, deja ați trecut la nivelul, eu știu, la alt nivel, nu știu la care, la unii la 2, alții la 3, alții la 4, v-ați depășit harta natală și se poate, dar cu multă muncă și suferință. Roata norocului, 5 de monede. Dacă v-ați simțit singur la un moment dat, cu probleme financiare, neînțeleși, cu probleme de sănătate, se schimbă, vedeți, cu asul de bâte se schimbă energia și vă revitalizați, pentru că va fi frumos în viitor.
Poate vă simțiți părăsiți de familie, că e cinci, tradiție, cultură, este neam, este, eu știu ce mai fi, comunitate. Dacă vă simțiți părăsiți, vă întâlniți cu cineva care vă înțelege, 6 de cupe, da? Care simte pasiune pentru voi, care va munci, ia uite, va munci în relație cu voi. Pentru că vă apreciază, dar mai vreau o carte, 5 de monede, toată norocului. Dacă cineva, poate interesant, știți că am văzut trăsnetul mai devreme, parcă, dar uite aici am văzut trăsnetul. Poate voi, unii dintre voi care sunteți lucrători de lumină, intrați în roata norocului. Vine, pleacă, coboară, se urcă. Ați intrat în viața cuiva, v-ați întâlnit cu cineva în momentul în care acel personaj se simțea părăsit, părăsită. Da. Opa, interesant ce cărți în timp ce vorbesc. Regina de spade, împăratul și diavolul. Wow. Marcaj puternic pe Capricorn, berbec, taur, balanță, săgetător, pești. Astea sunt marcajele puternice. Regina de spade vorbește și spune un adevăr, cum am spus mai devreme, parcă, nu? Spune un adevăr. Atrage atenția, apropo de diavol. Aici iar este valetul de spade. E o discuție care pune lumină în viața cuiva, în felul în care se comportă. În felul în care și-a 5 și cu 1, 6, îndrăgostiții vorbește despre alegeri. Felul în care a ales în viață și a ales greșit pentru că a fost manipulat. Și acum regretă, urlă, urlă, urlă. Cum am putut? Cum am putut să provoc și eu durere, să-mi provoc mie, da? Sau lor, să-și provoace atâta durere? Regretă că au fost așa. Interesant. Interesant este că cineva arată cuiva, comunică cu, probabil acest, interesant din mesajul, nu știu cu cine comunicați. Acest, da, cu un personaj care a fost toxic, poate chiar încă mai are tendințe, are multe de vindecat. Acum va vedea lucrurile altfel. Trebuie să se libereze, poate acel personaj trebuie să se libereze de umbre, de toxicități, de adicții. Pentru unii, probabil arătați unei persoane autoritare cât e de toxică și îi prezentați niște lucruri. Sau poate altcineva face cu voi, depinde în ce postură sunteți. Nu ar fi toți peștii mari preotese, dar totuși, a apărut de 2 ori marea preoteasă, e totuși un semnal. În fine, vedeți unde sunteți, poate altcineva. Vorbește cu cineva care are marcaj puternic, vreun pește, autoritar. În general, bărbații sunt mai altfel decât femeile pești. Și îi spune, uite, tu ai putea să fii așa, protector, în autoritate, să fii în adevăr, nu să manifeste energia ta toxică, negativă. Nu știu. Și dacă nu vorbiți unui bărbat cu autoritate, poate vorbiți unei persoane adictivă, cu tendințe de codependență și arătați, uite, tu poți să fii o persoană stabilă, asumată, responsabilă. Și atunci, interesant, dacă renunți la relațiile toxice, dacă renunți la legăturile acestea care nu s-au dovedit a fi constructive, dacă renunți la oamenii care te-au trădat, care te-au lăsat în frig, în ceață când ți-a fost mai bine, nu știu, e o redirecționare de energie. Stai. Da, cineva comunică, spune adevărul, cavalerul de spade. Vezi că ai fost manipulat. 5 de spade. Și apare transformare. Care vine cu durere de cap. Interesant, acum să nu uit, sunt niște nuanțe. Pentru mine, diavolul este căsătorie. Căsătoria aceea în care oamenii stau chiar dacă nu sunt fericiți. Se manipulează doar ca să zică ei că sunt bine. Pe multe căi se pot manipula. Poate să fie și un bărbat căsătorit, dar nu e obligatoriu să fie căsătorit.
Am dat și acest mesaj. Am dat și acest mesaj. Poate să fie un bărbat căsătorit, pentru că împăratul e căsătorit, are copii, are familie și apare familia toxică, sau poate să fie un bărbat autoritar, o poziție super. Da? Super. Cineva îi spune, hopa, stai ușor-l. Că degeaba ești așa, dacă nu ești protector. Și cineva regretă. Pentru că, uite, m-ai lăsat în urmă, m-ai lăsat, ai lăsat pe mine, pe alții și nu știu ce. Da? Sau poate fi un om părăsit de alții, părăsit de alții, de aceste relații toxice și trebuie să-și intre în autoritate. Și le arătați, le arătați, îi învățați, am zis, pe cineva învățați ce să facă. Asul de bâte, în prezent. Mai, nu știu. N-a apărut Marele Preot. A apărut Marea Preoteasă și Marea Preoteasă de două, da? Și Marea Preoteasă predă. Asul de bâte. Asul de bâte pentru peștișori. Interesant, valetul de bâte care apare în viitor. Oh, și îndrăgostiții. Cineva se... Dacă e un personaj mai tânăr, bărbat, femeie, nu știu, posibil să se îndrăgostească după această întâlnire foarte, foarte, foarte intensă, aș spune. Am repetat că pare intens, au venit multe cărți la clarificarea aceasta, 5 de monede. 5, că tot e 5, mi-aduce aminte de Marele Preot, poate cineva cu marcaj în zodia Taurului. Dar avem și Taurul prin valetul de monede. Astfel de bâte, dragoste. E o dragoste care a venit așa, ca un foc. Când v-ați eliberat de un trecut? E o dragoste. Sau va veni? Vine, e pe cale să apară. Și cine e, ori voi, ori altă persoană, va dori foarte, foarte mult să exprime, valetul exprimă și să exprime și prin daruri, dragostea și pasiunea pe care o simte față de voi. Poate că e diferență de înălțime, sunt drăguți ăștia. Bine, în general. Nu e obligatoriu. Între voi. Vai, ce drăguțe sunt cărțile astea. Iar și valetul comunicarea, comunicarea despre care am tot vorbit, aceea dintr-un anumit trecut, în secret, care a trezit, nu doar că a trezit, a creat și o mare pasiune dragoste. Cine a fost trezit, începe să simtă dragoste pentru cel care i-a spus adevărul, cavalerul de monede. Ia uite, care vrea să meargă, vrea să renască și vrea să manifeste soare, bucurie. Eu știu cu cine i-a arătat soarele. Căldură, în momente, ia uite, cu cine a venit, cu Jupiter și Soare, cu cine a oferit căldură în momentele sale de greutate, de, nu știu, singurătate. Clarific, pot fi foarte interesante talerele. 4 de cupe în prezent. Pentru peștișori, ia uite. 4 de cupe, 4 de spade. Vă gândiți să primiți oferta că și voi mai aveți de vindecat. Sau poate dorința, ia mai vedem, Marele Preot, că tu vorbeam de el, spânzuratul și eremitul. Fecioară, Taur, Pești. Capricorn n-am văzut mai devreme. După o lungă așteptare. După îndelungi, da. După o lungă așteptare apare trezirea care aduce multe conflicte și întâlnirea aceasta karmică. Care pune pe cineva, voi sau cealaltă persoană cu care relaționați, în postura că trebuie să aleagă trecutul sau să-și creeze viitorul. Și împăratul de obicei are un glob în mână, ia, vedeți? Are un glob. E greu să fii împărat când pleci de la zero, de la 5 de monede, de la diavol mai ales, de la o viață toxică. Hai că poate 5 de monede nu-i toxic, e doar părăsit de prieteni, de familie, n-are bani. Dar când e și o energie toxică în preajmă, e și mai greu. Dar nu zice nimeni că e imposibil. Mai dăm o carte. 4 de cupe, 4 de spade. Probabil că energia celui care se transformă.
Nu știu. Patru de cupe, patru de spade. Energie destul de pasivă. Mai am o carte. Patru de cupe, patru de spade. Interesant, tot sub un 4. 4, 4, 4 se însemne foarte mult, ce am văzut și împăratul. Sunt niște blocaje în prezent, pe lângă toate, parcă ar fi trei aspecte din viața voastră, dar sunt niște blocaje la un moment dat în chestiuni care țin de casă, dar care se vor rezolva. Casa voastră, casa cuiva, nu știu. Sau stabilizarea cuiva, echilibru, pentru că împăratul e echilibrat, în principiu, da? Împăratul. Berbec Taur. De eu zic că poate să fie și Leu, poate să fie și Balanță, poate să fie absolut oricine, și Scorpion, oricine. Oricine poate fi împărat, așa cum oricine poate fi împărăteasă. Ia uite, roata norocului. Dar se va schimba energia. Dacă aveți probleme, să zic, acasă, aveți de vindecat niște supărări, niște depresii. Dați-vă timp la meditație, să vă puneți în ordine gândurile, pentru că veți trece peste blocaje. Apare roata norocului. Schimbare. Se va schimba energia. Dacă nu e a voastră, ia celelalte persoane. Hai să vedem. Valetul de băte, scuzați-mă. Valetul de, noi de băte, de monede în viitor. Valetul de monede studiază. Poate voi vreți să studiați cum să. Nu știu. Vreți să studiați ceva? Sau cineva vrea să studieze împreună cu voi dacă sunteți mari preotese sau sunteți ghizi într-o anumită privință? Oameni mai înțelepți? Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Fie și un proiect, o idee. Trebuie să alegeți felul în care îl materializați, pentru că casul de bâte poate să fie o idee strălucită. Și din cauza asta trebuie să meditați cum să treceți peste blocaje ca să materializați această idee. Iacă, valetul de cupe. Deci, acest personaj chiar vrea să fie romantic. Ați văzut mai devreme valetul de bâte, de cupe, da? Cavalerul de cupe și valetul de monede. E un personaj care vrea să fie romantic cu voi, să vă ofere flori, chipsuri, sucuri, Coca-Cola, nu v-aș recomanda, înghețată, ciocolată, cafeluță. Eventual și la sfârșit o îmbrățișare și un popic. Dar cineva vrea să fie romantic. Vrea să o ia de la zero, ia uite, îi inspirați. Inspirați să o ia de la zero și să manifeste adevărul, să manifeste granițe personale și să se lupte pentru acest adevăr. Eventual învață acest lucru de la, nu știu, marile preotese, de la personajul care a schimbat viața. Spânzuratul. Știu că poate unii dintre voi așteptați mesaje mai simpliste, dar asta e. Cineva a schimbat viața cuiva. Hai. Poate nu-i vorbi doar pentru o persoană, poate sunteți, eu știu, mai mulți. Să revin. Imediat o să revin. Anică, imediat revin aici. Mi-a venit o altă canalizare. Aici poate să fie și energia voastră, că e Jupiter. Roata norocului Jupiter. V-ați simțit părăsiți? De cine? Poate de un semn de aer, în mod special balanță. Poate de un berbec, de un taur. Poate de un capricorn. Sau poate de oricine. V-ați simțit părăsiți, da? Cineva care a comunicat, nu știu cât adevărul, dar care nu a oferit dragoste, pentru că niciuna din cărți nu reprezintă dragoste. Nu reprezintă compasiune. Voi aveți nevoie de 6 de cupe, de înțelegere, da? Cineva v-a părăsit. Și atunci, da? Dacă v-a părăsit, voi tăiați legătura cu acest personaj. Se întâmplă ceva, poate o discuție. Neînțeleasă. Și celălalt își manifestă toxicitatea, autoritatea. Eu știu. Și vă părăsește. Ok.
plecat? Bine că a plecat. La revedere, pa! Mă reorientez către o nouă pasiune și pasiunea asta îmi atrage, că îndrăgostiții, o energie care ține de dragoste, magnetism, am văzut și nouă decupe, mă orientez către nouă decupe, către dragoste față de mine, față de sine, respect față de sine, poate un nou proiect, poate vrei să meșteriți, să faceți ceva, citiți o carte, nu știu, și atrageți, schimbați energia. Unor poate mai sunteți un pic supărați, meditați la ce s-a întâmplat în trecut, dar face parte din acea decizie. Poate decizia a fost în trecut și acum simțiți vibrație. Simțiți că, într-adevăr, gata, s-a dus. Și apare altcineva. Apare altcineva pentru unii dintre noi. Un personaj care ține. Ține foarte mult. Vrea să fie stabil, vrea să se implice. Are mult foc, multă pasiune. Simte că, dacă sunteți singure, simte că sunteți ce și-a dorit. Și am zis, va trebui și voi să schimbați perspectiva, dar am senzația că totuși cineva, după o perioadă de tăcere, de amânări, vine să vă cucerească. Acum, trecând peste faptul că vine cineva să vă cucerească și voi veți schimba perspectiva și veți merge într-o nouă direcție care vă atrage atenția. Că meritați. De ce? Nu oricine, ia uite. Regina de monede. Cineva vrea să cucerească o femeie, cineva vrea să se căsătorească cu o femeie. Dacă voi vreți să acceptați, bine. Însă, ia uite. Pentru că simte multă pasiune, simte multă pasiune pentru acest personaj. Patru de băte. Nu vrea să se căsătorească și apare patru de băte, simbolul casei. Portului. Dar începe cu o întâlnire. O întâlnire în care probabil acea întâlnire vă va schimba vouă perspectiva. Și vă veți simți respectate și apreciate. Dar poate să fie și bărbați, da? Iar apare interesant. Ia uite mai. Vedeți? Asul de monede a revenit. Dacă acceptați să ieșiți, vă vindecați voi și ei. Nu știu, toată lumea se vindecă. Toată lumea se vindecă de decepții și se manifestă zero ăsta, un nou început, în adevăr și pe lungă durată. Asul de monede, în valoare, în... Da, cineva vă va face un cadou, se va manifesta o nouă relație, o nouă cale, se manifestă ceva! 10 de monede în viitor! Da, ia uite, cineva lasă minciunile, manipulările și vrea să schimbe energia și să manifeste... Nu știu, abundență, casă, fericire, stabilitate. Foarte interesant. Măi. Ia să vedem mesajele de la îngeraș pentru peștișor. Repet, poate libertatea asta nu e a voastră, e a altcuiva. Asta vrea să iasă. Ascultați cu sufletul, cu inima. Și mesajele de la îngeraș. Iar vrea să apară această carte. Simple acte de amabilitate, discuțiile cu cineva, faptul că a susținut pe cineva sau cineva vă susține, vă schimbă perspectiva. Vă dă încredere și vouă sau voi dați încredere cuiva. Însă, nu uitați, 22 e important pentru cineva. Lucrurile sunt mai profunde. Cineva are niște traume. Niște traume, că am văzut orca, traume emoționale mari din copilărie și trebuie să se vindece de aceste traume. Trebuie să aveți răbdare, mă mir că n-a apărut răbdare. Uite, interesant, trebuie să aveți răbdare. Iar copilul. E copilul interior al cuiva care a fost foarte traumatizat, care încă doarme ca și potențial. A zis, cineva trezește, ia uite, este un înger. Poate unii dintre voi, bărbați, femei, nu știu ce sunteți, treziți pe cineva sau cineva vă trezește. În fine. Vă trezește. Ia uite, copilul interior. Și, cum era un proverb, nu există lotus fără noroi. Din noroi crește lotusul. Cu răbdare, cu răbdare. Vai, și o nouă dragoste. Am zis, măi, ori ajutați pe cineva și acel personaj începe să vă iubească, oricineva vă ajute și voi începe să iubiți, nu știu, bă, ce frumos. Prin simple acte de amabilitate. Foarte frumos, gata, mă opresc. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!